În timp ce milioane de oameni fug din calea ororilor războiului, refugiații care ajung în Polonia sunt epuizați, traumatizați și se tem de viitor. Operation Blessing de la CBN îi așteaptă și le oferă susținere și ajutor. Datorită susținerii donatorilor noștri, Operation Blessing se află pe teren în Polonia. Membrii echipei ascultă poveștile mai multor refugiați care au scăpat din calea războiului din Ucraina. Ieri am călătorit cu un tren arhiplin în care se aflau multe mame cu pebeluși. Luminile nu erau aprinse pentru ca trenul să nu fie atacat cu bombe. Totuși ne-am oprit de multe ori deoarece în apropiere au căzut bombe. Drumul a fost foarte greu cu trenul cu copiii. După ce aceste mame și copiii lor au ajuns în siguranță în Polonia, ele au fost întâmpinate de o echipă a organizației Operation Blessing. Femeile au povestit cum au fost nevoite să părăsească Ucraina cu copiii lor din cauza violenței din Ucraina. E groasnic. Când te afli în casa ta și un avion trece pe deasupra casei tale, e groasnic să trăiești așa. Credeți-mă, nimeni nu a vrut să-și părăsească casa. Familiile sunt despărțite deoarece soții rămân acasă pentru a proteja țara noastră. Am fost nevoite să ne salvăm copiii ca să nu moară bombardați de avioanele rusești. A fost greu să părăsim țara noastră cu copiii. Mi-e teamă deoarece sunt singură cu copiii mei într-o țară străină. Însă Operation Blessing se află la graniță cu un cort încălzit și cu un camion plin cu mâncare, pregătiți să asigure căldură și siguranța acestor familii. Membrii echipei ascultă și încurajează refugiații în timp ce îi direcționează spre următoarea fază a călătoriei lor. De asemenea, acordă ajutoare de primă necesitate, mâncare caldă, băuturi calde pentru a încălzi. Vreau să mă întorc acasă și vreau ca totul să fie așa cum a fost înainte. Mi-ar plăcea cu adevărat, cumva, în mod magic, trupele rusești să părăsească țara noastră, iar noi să putem să ne întoarcem să reconstruim Ucraina noastră minunată. Ne iubim țara și vrem să trăim acolo. Datorită donatorilor organizației Operation Blessing, vom continua să ajutăm aceste familii prețioase. Alpha.